Hei, bine v-am regăsit la Vapeaz Liniștit, numele meu este Andrei și astăzi discutăm despre un device super mititel, este vorba de Gem de la Inokin. Vreau să le mulțumesc celor de la Inokin pentru că mi-au trimis acest device la review. Ce pot să zic, este un kit bun pentru începători. Se ține foarte bine în mână, este ușor, dar eu zic să trecem pe close-up să vedem mai bine cu ce vine în pachet, cum se montează rezistența, cum se umple, după care revenim cu plusuri și minusuri. Kitul Gem de la Inokin vine în acest ambalaj clasic, da, pe spate ne spun ce conține acest kit. Vom întâlni modul, care este foarte mic, minuscul. Ok, ne uităm imediat. Avem atomizorul, mai avem o rezistență și un geam de rezervă, în caz de îl spargem sau îl pierdem pe cel cu care vine. Sau cine știe ce se poate întâmpla. Un cablu USB, mai primim. Multe garnituri. Pliculețul cu certificatul de garanție și toate cele. Battery safety, stickere. Da, așa cum ne-au obișnuit cei de la Inokin, deci la orice kit Inokin primiți chestiile astea. Ce-mi place mie cel mai mult, acest manual cu instrucțiuni. Manual destul de simplu. Și culorile disponibile pentru acest kit, că sunt mai multe. Avem mufa 510, da, butonul de fire, butonul de plus și minus, da, aici scrie Inokin, e ușor curbat, iar pe spate avem portul de încărcare micro USB. Modul are o capacitate de 1000 de mAh și are 5 wattaje prestabilite, da, hai să-l pornim, 5 clicuri, 1, 2, 3, 4, 5, și modul a pornit. Dacă dăm pe plus și pe minus, da, vom observa că avem wattajul cu numărul 10, da, adică avem 10 W, urcă la 11, 12, 13 și 13,5 W. Avem un indicator de baterie, e ăsta, da, ați văzut acolo, clipocește verde, dar asta înseamnă că este full încărcat. Dacă clipocea galben, înseamnă că e la jumate, iar dacă clipocește roșu, înseamnă că e momentul să îl încarci. Cam atât. Foarte simplu. Mamă, cum se ține mână. Ok. Hai să vedem și atomizorul. Ăsta este atomizorul. Avem un muștiuc 510 ce se poate înlocui. Avem un bottom airflow, avem 3 sloturi de airflow jos, aici este rezistența, rezistența se înfiletează și desfiletează, bineînțeles, dacă vrei să o scoți. Cam asta este rezistența, mititică. Da, el vine cu rezistență de 1.6, încărcarea se va face pe partea superioară, prin aceste două mari sloturi, ok. Și cam asta e. Cam ăsta e atomizorul. Nimic mai mult de zis. Hai să-l punem înapoi. Am să-i dau cu Tobacco Black. Una, au, cred că am pus cam mult. Atâta cred că e suficient. Nu vreau să mi se înfunde. Ok, hai să punem la loc. Și cam așa arată kitul Gem de la Inokin. Dar haideți să mergem sus să vedem plusurile și minusurile pentru Gem. Am revenit de pe close-up cu Gem de la Inokin. Haideți să vapăm un pic. Îl am la 13,5 W și am un lichid de la Top, se numește Superior și este de 10, bine, 9,5 mg nicotină.
și dă cam așa. Asta e producția de aburi. Bun, haideți să trecem la plusuri și minusuri. Am să încep cu plusurile. Primul plus, acest device este ergonomic. Da, se ține foarte bine în mână, după cum puteți observa. Este și ușor dacă vreți să mergeți într-un bar sau într-o cafenea undeva, să nu atrageți atenția cu un device lung in hair. Acest device este foarte ok. Ei bine, ăsta e bun și pentru începători. Dacă de-abia ai lăsat țigările și vrei să te apuci de vapat, atunci ăsta e un kit foarte ok pentru tine. Al doilea plus este faptul că este foarte ușor de utilizat. V-am arătat și pe close-up cât de ușor se umple, se schimbă rezistența, se încarcă, da, are portul micro USB aici. Un al treilea plus este faptul că are top fill și are și 3 sloturi de airflow. Da, micuțul ăsta chiar are 3 sloturi de airflow aici. Dar este și o chestie care nu mi-a plăcut legat de airflow. Am să vă spun la minusuri chestia asta. Ca aromă, aroma este decentă, dar se simte aroma. Aroma chiar se simte bine, dar nu este extraordinar, dar se simte, e ok. Dar producția de aburi e bună pentru un MTL. Haideți să trecem acum la minusuri. V-am spus că nu-mi place ceva legat de airflow. E bine, ce nu-mi place mie, l-am setat pe un singur slot de airflow și totuși este aerat. Chiar și cu un singur slot de airflow deschis, totuși mi se pare aerat. Mi se pare ca și cum aș avea airflow-ul la maxim. Un al doilea minus, din punctul meu de vedere, este wattajul ăsta, care mi se pare puțin cam inutil. Adică, ce mi se pare mie inutil, e că aveți 5 wattaje prestabilite, gen 10, 11, 12, 13, 13.5. Era mai fain dacă puneau și ei 10, după aia 13.5, după aia mai urcau și ei, nu știu, să urce până la 20, gen. Așa vă zic că de la 10 la 11 nu e mare diferență. Înțelegeți ce zic? Adică da, de la 10 la 13.5 este diferență, se simte. Dar între 10 și 11 sau 11-12 și așa mai departe nu se simte mare diferență. Și ultimul minus pe care l-am în legătură cu acest device ar fi capacitatea bateriei, care este de 1000 mAh. Nu e neapărat un minus serios, pentru că pentru cât e el și pentru cât de ergonomic l-au putut face. Pe mine personal m-a dus o zi această baterie, adică să-l folosesc. Bine, eu nici nu vapez foarte mult, adică din minut în minut să stau cu device-ul în gură și să vapez. Dar pe mine m-a dus o zi. Acum, pe unii dintre voi care ați fost fumători de câte două pachete pe zi sau așa, e posibil să nu vă ajungă toată ziua. Astea au fost plusurile și minusurile pentru Gem de la Inokin. Un kit foarte ok făcut din punctul meu de vedere. Dacă ești în căutarea unui device mic pe care poți să-l iei cu tine oriunde și să folosească și ușor și să fie și ușor, da, ca și greutate, ți l-aș putea recomanda pe ăsta fără să stau pe gânduri. Pentru că funcționează bine, se alimentează ok, nu curge, deci n-am avut probleme să-mi curgă. Acest kit îl veți găsi pe fumiazaok.ro, am să las un link în descriere, este undeva la 160 sau 180 de lei, nu mai știu exact, dar am să vă las linkul în descriere. Da, și ăsta a fost Gem de la Inokin. Numele meu este Andrei, tu te-ai uitat la Vapează Liniștit, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi pentru mai multe recenzii. Și ne vedem data viitoare cu un alt produs sau o altă gamă de lichide sau orice altceva, o prezentare. Vapon